Bună seara și bine v-am regăsit! În emisiunea de astăzi aflăm cum se vede România în lume și cum contribuie conaționalii din afara granițelor țării la această imagine. Vorbim în minutele următoare despre un proiect așteptat de românii din afara granițelor țării și mai ales de copiii acestora. Un proiect Longeviv care va fi organizat în acest an de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului. Ne oferă detalii despre programul din acest an al taberelor ARC, invitații noștri Victor Ionescu, subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Cristina Andronic, subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bună seara. Bine v-am găsit! Așadar, programul Tabere ARC ediția 2019 a fost lansat cu câteva zile în urmă la Palatul Victoria cu participarea premierului României, a ministrului pentru românii de pretutindeni și a ministrului tineretului și sportului. Cu acest prilej, din câte am înțeles, a fost semnat un protocol de colaborare între cele două ministere. Cum a apărut această inițiativă și ce cuprinde acest protocol? Suntem deja la 11-a ediție. Este cel mai important proiect propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, un proiect prin care încercăm să aducem cât mai mulți copii ai românilor de pretutindeni în țară, în diferite tabere. Anul acesta vom avea peste 3.000 de elevi, tineri sau studenți care vor veni împreună cu coordonatori, împreună cu voluntari pe care îi vom identifica împreună și cu Ministerul Tineretului și Sportului. Vorbim așadar, dacă ați făcut așa un scurt istoric al taberelor ARC, despre o serie de tabere internaționale ce reunesc elevi, studenți, tineri și profesorii români de pretutindeni și un proiect care urmărește prin activități interactive să-i apropie pe aceștia de tradițiile, de cultura și de valorile românești. Doamna Andronic, vreau să ne vorbiți despre această colaborare dintre Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Care este implicarea Ministerului Tineretului? Așa cum a spus și colegul meu, suntem la cea de-a 11-a ediție, astfel asta dovedește că este un proiect de succes, pentru că numărul participanților crește de la an la an, interesul pentru aceste tabere este deosebit de mare, din ce în ce mai mare se pare că. Tocmai acesta este și motivul pentru care ambele ministere și-au dorit foarte tare ca aceste tabere să se extindă. Cu ce vine Ministerul Tineretului și Sportului? În primul rând, pune la dispoziție bazele, taberele unde vor petrece acest timp frumos împreună toți acești tineri care vin acasă la ei în România. Sigur, acoperă și o parte financiară, o treime din ceea ce înseamnă acest proiect și mai mult decât atât, prin Ministerul, prin direcțiile județene de tineret și sport, vine în plus în ceea ce privește programul, activitățile copiilor, cu o serie de jocuri, de activități, îi îndrumă pe aceștia, dar prin angajații pe care noi îi avem. Așadar, această colaborare vine în avantajul participanților la aceste tabere. Cui se adresează taberele din acest an? Înainte să vă răspund la această întrebare, aș face câteva mențiuni legate de noutățile care sunt anul acesta. În primul și în primul rând avem un număr mai mare de participanți din diaspora mobilă, pentru că, după cum știm, comunitățile românilor din diaspora au crescut foarte mult în ultimii ani și totodată am observat că anul trecut cele două locații din Hunedoara și Gorj, unde am organizat ediția de iarnă a taberelor ARC, care a fost o premieră, care a fost o premieră în istoria taberelor. Exact, a fost o premieră și am observat că condițiile au fost foarte bune, autoritățile toate au fost implicate și anul acesta, practic, în perioada vacanței de vară, vom avea și cele două locații, din nou o altă premieră, am putea spune, la dispoziție și astfel vom avea patru locații în total. Vom avea la Sulina, la Neamț, Gorj și Hunedoara. Evident că aceste două noi locații au venit în plus și datorită faptului că mulți dintre copiii care s-au întors în diaspora, în familie, au zis că a fost frumos, au avut ce să vadă, au vizitat cetățile din Hunedoara, au văzut toate operele lui Brâncuș din Târgu Jiu, de exemplu. Unii dintre ei au fost și la Alba Iulia, fiind mai aproape de Hunedoara, și au zis că ar fi bine să organizăm și în aceste două locații vara, pentru că știm vacanța este mai lungă. Înțeleg că taberele se vor organiza în serii consecutive, exact, în acest an. Când prima serie va începe pe 2 iulie
și ultima serie se va termina pe data de 27 august. Așadar, fiecare tânăr va petrece câte o săptămână într-unul dintre centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului, așa cum spuneați. Care va fi programul taberelor? Putem să dăm mai multe detalii? Cine îl elaborează? Programul este făcut de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și așa ca și în anii trecuți vom avea zile în care vor fi profesori care vor preda despre istoria românilor, profesori care vor preda despre limba română, vom avea activități sportive și pe această cale mulțumim MTS-ului pentru implicare și susținere în bazele proprii sportive, vom avea partea de cultură și tradiții, vom avea meșteri populari care vor veni în aceste taberi și practic îi vor învăța pe copii cum se fac diferite lucruri tradiționale românești și în ultimul rând vom avea o parte importantă, am spune noi, și anume vizitarea obiectivelor turistice din aceste județe și din localitățile în care sunt. Pentru că este foarte important, de exemplu, la Neamț să vadă cetățile, să vadă mănăstirile din județul Neamț, la Sulina să vadă cât se poate mai mult din Dunăre, iar la celelalte două locații, așa cum am zis, pe lângă Brâncuș, cetățile dacice din județul Hunedoara și alte obiective turistice care sunt puse la dispoziție de către autoritățile locale, care de fiecare dată ne-au ajutat și ne-au sprijinit. Așa cum este și firesc de altfel, am înțeles, doamna Andronică, că sunteți și în căutare de voluntari pentru aceste tabere. Cine se poate înscrie? Care sunt criteriile de selecție? Orice tânăr își dorește să se implice, să se dezvolte cât mai mult, să afle cum anume poate împărtăși din experiențele pe care le are copiilor, tinerilor care participă, care vin la aceste tabere, tineri care sunt din diaspora, da? Din zona istorică, dar și mai din depărtare, da? De oriunde s-ar afla aceștia în lume, vin și împărtășesc cu ei experiențele pe care le-au dobândit până la vârsta pe care o au. Lucrăm foarte bine. Ministerul Tineretului și Sportului lucrează foarte bine cu organizațiile de tineret, cu marile federații. Sunt foarte mulți tineri care își doresc să participe, sigur, la tabăra ARC, dar și la celelalte tabere pe care le organizează Ministerul. Cu siguranță este și acesta un avantaj, faptul că tinerii români au posibilitatea de a se cunoaște între ei și de a face, iată, schimburi de experiență și pe această cale. Este un număr record de locuri la taberele ARC în acest an, dincolo de numărul mare al tinerilor și copiilor din diaspora de mobilitate, cum spuneați, vor veni etnici români, elevi, tineri, studenți din țările aflate în jurul granițelor și din Balcani. Cum se pot înscrie cei care doresc să participe la aceste tabere? Este foarte important acest lucru, deoarece selecția pentru cei din diaspora mobilă se poate face prin misiunile diplomatice, în așa fel încât pe site-urile ambasadelor, dar și a consulatelor, inclusiv pe paginile de socializare, găsesc informații și totodată, inclusiv la noi pe site, pe www.mprp.gov.ro, există o adresă de mail unde pot trimite înscrierile. În ceea ce privește tinerii și copiii din vechile comunități istorice, aceștia trebuie să ia legătura cu misiunile diplomatice și cu consulatele. Prin ei organizăm pentru vechile comunități românești, pentru că este mult mai facil și mult mai ușoară procedura. Trebuie doar să meargă, să semnaleze când își doresc să vină în tabără, să respecte criteriile acelea minime și doar atât. Îi invităm încă o dată așadar să profite de această ofertă generoasă și să vină să cunoască mai bine România și să petreacă zile frumoase alături de tineri din țară. Știu că anul trecut taberele ARC au avut o ediție specială, taberele ARC centenar, și vreau să ne spuneți puțin care au fost reacțiile după această ediție. Noi am organizat și un concurs pe toată perioada taberelor, un concurs prin care copiii care au venit au putut să ne lase impresii, să ne scrie câte un eseu despre ce le-a plăcut cel mai mult. I-am și premiat pe primii 100. I-am premiat așteptându-i din nou anul acesta. Impresiile au fost unele foarte bune, mai ales că cumva am încercat să-i ducem și la Alba Iulia pe cei care au fost în Hunedoara și în Gorj, distanța ne fiind una foarte mare, cumva fiind aproape și de ziua de 1 decembrie când am sărbătorit Marea Unire. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că ați menționat puțin mai devreme că organizați și alte tabere pentru tineri și copii români din țară și din străinătate. Vreau să ne vorbiți pe scurt despre celelalte proiecte pe care le aveți în vedere pentru tinerii români de oriunde.
Sunt o serie de tabere, foarte multe dintre ele extraordinar de frumoase. Aș menționa unul drag mie, drag sufletului meu, cel pentru tinerii instituționalizați. Da? Tinerii între 14 și 25 de ani vin la aceste tabere și acolo vor fi învățați să scrie un CV, o scrisoare de intenție, poate chiar să-și gândească o afacere. Ei, practic, sunt îndrumați către următoarea etapă a vieții lor și anume încadrarea lor în câmpul muncii. Este un proiect deosebit de important pe care vrem să-l creștem foarte mult. De la an la an crește numărul de participanți. Dorim foarte tare să-l extindem astfel ca fiecare dintre cei care își doresc, da, proveniți din, de la casele de orfani, să participe și să învețe, să rămână cu învățăminte din, și să le fie și utile în același timp. Un alt proiect pe care vreau să-l menționez este un concurs de cercetare și inovație. Are loc în fiecare an în septembrie la Romexpo. Rămâne destabilit exact data, concursul național de inventică, unde sunt așteptați toți cu tinerii din România care au inventat ceva pe partea de robotică, calculatoare, digitalizare. Până la urmă, aceasta este meseria viitorului, iar noi încurajăm foarte mult prin premiile pe care le oferim să vină și să își arate creația. Noi vă mulțumim foarte mult și sperăm, de ce nu, poate pe viitor să participe și copii români stabiliți în afara granițelor țării la aceste proiecte pe care le propuneți și sperăm să existe cât mai multe proiecte comune. Am văzut și imagini de la taberele ARC din anii precedenți. Sperăm că i-am convins pe cei care ne urmăresc că merită să se înscrie și să participe la acest proiect. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile și pentru ceea ce faceți pentru tinerii și copii români. Vă dorim mult succes în continuare. Mulțumim. Mulțumim frumos. Începând cu anul 1985, sezoanele încrucișate au pornit un dialog între Franța și peste 50 de țări. România este prima țară din Uniunea Europeană cu care Franța organizează un astfel de sezon, lansat chiar în preajma sărbătoririi centenarului Marii Uniri și care continuă pe toată perioada președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Prima parte a sezonului s-a desfășurat în Franța, iar TVR Internațional v-a ținut la curent cu cele mai importante evenimente desfășurate acolo. Pe 18 aprilie va începe etapa din România, a cărei lansare a avut loc recent la Institutul Francez de la București. Urmărim un reportaj de la acest eveniment. Anul trecut, în noiembrie, a avut loc la Paris lansarea sezonului Franța-România. De peste 30 de ani, Franța organizează sezoane încrucișate. România este prima țară din Uniunea Europeană aleasă pentru un astfel de schimb. Mon sentiment c'est que il y avait deux raisons à ce choix. Tout d'abord, la Roumanie est un grand partenaire de la France. La Roumanie et la France ont une fraternité et une intimité ancienne, mais nous avons senti que ces liens étaient peut-être trop traditionnels et pas assez modernes et pas assez tournés vers l'avenir. Et nous avons souhaité utiliser ce capital de sympathie, ce capital de coopération, pour le moderniser et rénover l'image de chacun dans l'autre et utiliser le potentiel que cette relation possède, qui n'était pas suffisamment exploité. La seconde raison, me semble-t-il, c'est que la Roumanie est un grand pays de l'Union européenne, donc d'Europe centrale et orientale, et nous avons besoin de la Roumanie pour refonder l'Europe, reconstruire l'Europe à un moment où elle est soumise à des défis, à des menaces. Et nous avons eu le sentiment qu'en la Roumanie, nous avions un acteur solide, pro-européen, et qui pourrait nous aider dans cette partie de l'Europe à reconstruire l'Europe dans le sens que nous souhaitons pour le bienfait, pour le bien-être de nos citoyens et de nos peuples. Pe parcursul celor 8 luni, sezonul și-a propus să folosească și să provoace stereotipurile existente, fiind totodată ancorat în realitățile actuale. Uitați de clișee, este îndemnul reflectat într-o identitate vizuală curajoasă și inedită. În cele aproape 4 luni de la lansarea sezonului, România a încercat să facă publicul francez să uite de stereotipuri prin spectacole de teatru, dans, muzică, cinema, literatură, arte vizuale, expoziții, dezbateri și gastronomie. În toate aceste domenii s-a creat un dialog autentic între comunități și creatori. Putem deja să spunem că sezonul a avut succes. A avut succes pentru că a atins obiectivele pe care le-am propus
împreună cele două părți, la nivel politic și la nivel de echipe de organizare. Am avut peste 250 de articole despre sezonul România-Franța, menționând sezonul și proiectele din cadrul acestuia în presa cotidiană franceză. Nu e puțin lucru. Am avut prezențe în media audio-video franceză, am avut prezențe în presa regională franceză, ceea ce iarăși e un lucru foarte important pentru că este partea cea mai citită din media franceză, din mediile franceze. Este apoi un succes pentru că publicul a răspuns invitației noastre, a celor două echipe și a programatorilor, pentru că până la urmă nu noi facem sezonul, ci operatorii, instituții culturale, academice, de cercetare, companii din cele două țări, și acolo am avut plăcerea și satisfacția reală a unei prezențe numeroase și a unei prezențe care e multiplă. Acoperă generațiile de vârstă, acoperă acel public pe care l-am recunoscut de la început ca fiind strategic prioritar pentru noi, 18-35, dar a adus și diaspora românească, românii din Franța, la evenimente, în locuri în care nu te-ai fi așteptat, pentru că nu sunt mulți. Nu cred că se poate gândi ceva mai minunat în istoria unui institut cultural decât un sezon încrucișat între două țări, cu Franța, iată, care are o componentă culturală foarte puternică, un sezon încrucișat în care instituții culturale din România au colaborat în proiecte far, așa cum le-au denumit organizatorii, și artiștii români și artiștii francezi au avut posibilitatea de a lucra în proiecte comune. Cred că această relație între artiști, între oameni de cultură români și francezi, nu numai că a subliniat intens afinitățile culturale dintre România și Franța, dar sunt și lucrurile care rămân după finalizarea acestui sezon extraordinar. On est ravi du résultat de la saison en France, une suivi médiatique énorme avec une revue de presse vraiment très importante, de qualité, dans des grands journaux, même la télévision française a parlé de la saison, et en région également, c'était très important pour nous. Le public qui a répondu présent, les opérateurs, on était présents dans plus de 100 villes, 13 régions, et avec déjà des projets qui se construisent pour l'après-saison, parce que c'est ça un peu le pari. Je crois qu'on peut, bien sûr, à la fin de la saison, que ce soit en France, en Roumanie, on pourra faire un bilan chiffré, très rapide, tant d'événements, tant de presse, ou tant de résultats dans les médias, tant de public, mais c'est pas ça le plus important, même si c'est important. Le plus important, c'est l'après-saison, c'est-à-dire que ce moment fort, intense, entre nos deux pays, quel que soit le domaine, puisse donner un nouvel élan à notre relation, à nos coopérations et, je dirais, à cette perception que les deux peuples peuvent avoir l'un de l'autre. A sosit rândul Franței să ne facă să uităm de clișee. Evenimentul de anunțare a proiectelor pe care Franța le propune publicului din România între 18 aprilie și 14 iulie a avut loc la Institutul Cultural Francez în prezența ambasadorului Republicii Franceze la București, Michel Rami. Cele peste 200 de proiecte și 400 de evenimente subliniază ideea centrală a acestui exercițiu unic de redescoperire reciprocă ale imaginii și percepției pe care cele două țări le au una față de cealaltă și întărirea legăturilor economice, științifice și culturale. Ici en Roumanie, je dirais quelque part, c'est que l'image de la France, le travail que fait notre ambassade au jour le jour, ça serve à le démultiplier et que les jeunes Roumains s'intéressent peut-être un peu plus qu'à la France qu'à l'heure actuelle. La France faisait rêver leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Mais aujourd'hui, quand on parle avec les jeunes Roumains, moi j'en ai rencontré beaucoup en préparant cette saison, la France ne vient pas dans les premières destinations ou les premiers objets culturels auxquels ils vont penser. Ils vont être tournés vers le monde anglo-saxon, vers d'autres pays, mais pas forcément la France. Et donc l'idée, c'est quand même de leur dire, attendez là, on est quand même cousins, on est si proches qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, à reconstruire, et regardez ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on vous aide, on vous apporte beaucoup de choses, on vous a fait voir que c'était possible de travailler ensemble, donc continuons. Donc on espère que ça va être un petit peu le résultat, que ça va donner un nouvel élan. Cele 8 luni de manifestări prilejuite de sezonul România-Franța îndeamnă publicul din cele două țări să uite de clișee pentru a se putea bucura de moștenirea comună și pentru a înțelege profunzimea relațiilor dintre țările noastre.
Despre realizările de până acum și despre evenimentele din perioada următoare vorbim cu domnul Andrei Țărnea, comisar general al sezonului România-Franța pentru România. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Așadar, evenimentele propuse de partea română publicului francez au avut succes și vizibilitate. 250 de articole în presa franceză e mare lucru, într-adevăr. Apariții în media audiovizuală, zeci și sute de mii de vizualizări online pentru unele dintre proiectele din cadrul sezonului. E un succes de comunicare, spune peste așteptările celor două echipe. Există un minuscul buget de comunicare, nu se compară cu ceea ce pot să pună la bătaie mărci comerciale sau mari campanii de comunicare, dar se pare că această combinație între partea de interes specific legat de România și diversitatea proiectelor, atât în ceea ce înseamnă tematicile, cât și ce înseamnă prezența în teritoriul francez. Pentru că n-am rămas la Paris, sau la Paris și câteva mari orașe, ci programarea a irigat efectiv teritoriul Franței, ajungând până în localități foarte mici. Și astfel și la presa regională. A ajuns și presa regională, care e cea mai citită în Franța. Dar în ce măsură credeți că a fost influențată imaginea României în Franța în aceste 4 luni și mai ales percepția publicului tânăr, pe care l-ați și vizat de altfel? E într-adevăr o prioritate strategică. Am ales de la început că publicul între 18 și 35 de ani să fie un public, aș spune, preferat. Cum am spus-o de foarte multe ori, sezonul e reușit dacă e democratic, dacă e inclusiv, dacă se adresează tuturor categoriilor de public. Dar trebuia să facem alegeri și alegerea pentru publicul tânăr are o dublă valență. Unu, e publicul care știe de fapt mai puțin despre România și invers, mai puțin despre Franța, pentru că a funcționat într-un context de comunicare în care cele două țări pierduseră poate ceva din ceea ce a făcut în istoria interbelică și continuat chiar în perioada regimului comunist această intimitate română-franceză. În al doilea rând, pentru că sezoanele nu se întâmplă decât o dată în viață, nu? Ați spus, e primul sezon cu o țară membra a Uniunii Europene și prima oară când România e partenera Franței într-o asemenea programare încrucișată, în consecință încercăm să construim pentru viitor. Publicul tânăr a răspuns, în parte pentru că programarea a inclus evenimente legate de muzică contemporană, s-a terminat acum câteva zile la Lyon, la Sucre, un spațiu post-industrial de muzică actuală, în care am avut un weekend întreg de DJ și formații românești pentru publicul lionez. A fost un imens succes. Au fost mii de oameni, se vindeau bilete, sau în fine, lumea măcar încerca să cumpere bilete la negru pentru a intra, pentru că a fost vândut cu mult timp înainte. Este și pentru că e un pariu din partea programatorilor, din partea instituțiilor care au avut curajul să intre în această, în acest parteneriat. Să nu uităm că ei au bugetat aceste proiecte, noi ajutăm doar și noi și partea franceză cu un plus de finanțare. Și asta creează baze pentru a continua o programare românească în asemenea locuri, independent de existența sezonului. Sezonul e doar un imbold, dar succesul unor asemenea evenimente, vorbeam de Sucre, tot la Lyon a fost Miraj Festival, unul dintre cele mai mari festivaluri franceze în materie de artă digitală, artă în toate sensurile, și arte vizuale și muzică, iarăși dedicat unui public mai degrabă tânăr. Da, de altfel l-am auzit și pe comisarul francez al sezonului vorbind despre importanța continuității acestor programe. Înțeleg că există așadar propuneri pentru proiecte viitoare deja. Există deja structuri care au participat la sezon și continuă să propună pentru 2020-2022. De la proiecte de teatru, discutam cu Ioana Păun și ea prezentă la Lyon la Teatrul de Celestin, lucrează deja cu un teatru francez pentru un proiect pentru 2021. Există proiecte pentru 2022 de concert, deci e o viață de după sezon și e un pariu important, tot așa cum e important că natura programării se schimbă. Se duce dinspre patrimonial și o anumită idee de România, care și ea reală, sigur, dar care era cantonată între niște jaloane destul de înguste. Și se duce spre un public mult mai variat. Accesibilă unui public mai larg. Mult mai larg, da. Vorbeați despre prezența
românilor stabiliți în Franța la aceste evenimente. Prezență uneori surprinzătoare. De ce? Pentru că ne-am dus, n-am fost doar în locuri, vorbeam de Lyon, acolo sunt 35-45.000 de români în regiunea lioneză. Da. Acolo ne așteptam să existe o anumită emulație, exista comunicare publică făcută prin instrumentele specifice ale sezonului, dar făcută și de operatorii sezon. Era clar că atunci când ai o concentrare românească la Miraj Festival, or să vină români. Când ai teatru românesc în limba română la Teatrul de Celestin, o să vină români. Da. Dar ceea ce nu ne-am așteptat este ca în localități ca Nantes, ca Bordeaux, să vedem atât de mulți români care nu doar că vin, dar își aduc colegii de serviciu, prietenii, vecinii, partenerii de viață, creând din nou acest tip de emulație în care ai o anumită mândrie că un eveniment românesc de înaltă calitate se întâmplă, indiferent de domeniu, că e gastronomie sau vin, cum a fost la Bordeaux cu muzică, sau că este o chestiune hiper de nișă, cum sunt artele vizuale digitale, unde a fost Liminal, Cinetic și Modulab, structuri românești, invitate să participe la această uriașă întâlnire de creație europeană. E un dublu fenomen. Pe de o parte, mă bucur că români din generația tânără vin la evenimente programate de România acolo. Da. Și doi, mă bucur că ei fac legătura cu publicul din generația lor din Franța. Și asta ne permite să reluăm acest tip de curiozitate reciprocă, care nu rămâne doar la o anumită categorie de elite, ci se duce în adâncimea societății. Da, și până să vorbim despre evenimentele programate în România și care cu siguranță continuă această linie, aș vrea să subliniem faptul că mai sunt evenimente în Franța, care continuă totuși până în luna iulie. Mai avem o săptămână iulie de programare în Franța, dar sunt unele dintre ele care încep săptămâna care vine, dar vor continua până în luna iulie. Da. Exact. Aș vorbi despre două în mod particular. Vă rog. Pentru că ele sunt amândouă patrimoniale, dar vorbesc și de o anumită actualitate în cooperarea dintre instituții și au importanța lor, dacă vreți, istorică. Unul dintre ele este la Palais du Tau la Reims, o expoziție dedicată Reginei Maria în prezența custodelui coroanei, principesei Margareta. E un fel de întoarcerea Franței la curiozitatea lor originală legată de acest fascinant teritoriu de limbă și cultură și civilizație latină din Europa centrală și de răsărit, în care ne întoarcem spre ceea ce a fascinat totdeauna, acest amestec de tradiție bizantină ortodoxă și o identitate european. Așa este. Ce apoi cuprinde această expoziție? E o expoziție lucrată de colegii de la Muzeul de Istorie, curatoriată cu foarte mare atenție. Sunt piese de tezaur de la Coroana României, de la Coroana Reginei, care e o piesă fascinantă. Și ea care însă a plecat cu o istorie, chiar zilele acestea, dacă nu mă înșel. Și care a fost făcută de artiști francezi. Deci iată, e și aici un cerc întreg cu o poveste interesantă și care a plecat zilele acestea, într-adevăr, spre Reims. Dar sunt piese legate de viața reginei, dar și de diplomația româno-franceză în contextul nașterii și apoi evoluției statului român modern într-o perioadă istorică complicată în începutul și mijlocul secolului 20. Și apoi o altă expoziție, istorică în sensul propriu al cuvântului, pentru că este prima oară într-un centenar când avem o expoziție românească ca atare la Musée du Louvre. A lucrat foarte multă lume la acest proiect. Sunt curatorul principal este directorul secției de obiecte de artă a Muzeului Louvre, Jean-Nic Durand, dar ea a implicat colaborarea echipelor MNR, Muzeului Național de Artă a României, și specialiștilor în artă medievală și post-bizantină și în special textile post-bizantine, pentru că vorbim de o expoziție de broderie românească. Da. Dar au fost și cei de la Muzeul Mănăstirilor Putna, Trei Ierarhi și Sucevița, echipe extrem de dedicate de conservatori și de experți pentru aceste lucrări. Și e prima oară, după proiectul lui Gabriel Mie, acum aproape 100 de ani, la Paris și prima oară la Muzeul Louvre, când o expoziție românească coerentă arată acest loc specific al artei românești, da, artă ortodoxă pentru că e specifică perioadei, dar care face tranziția, în primul rând vorbește despre unicitatea acestui tip de artă în spațiul românesc, care nu seamănă nici cu ce se întâmplă în Balcani, în spațiul slav, nici ceea ce se întâmplă în Grecia, nici ceea ce se întâmplă în spațiul slav oriental, rusesc și ucrainean.
Deci regăsim aici o întâlnire de civilizații în care evident că există influență pe o bază bizantină, influență orientală, turcă și persană, cu tradițiile lor specifice estetice, dar există și influență occidentală prin renașterea care prin spațiul polonez, prin spațiul italian, ajunge în țările române și în care avem o artă fuzională care e specifică tocmai aceste influențe o fac să fie atât de interesantă. Și motivul pentru care în 1925, când a avut loc această expoziție la Paris, cu lucrări care revin acum în Franța, spuneam că a participat și Muzeul Național de Istorie, piesa centrală este drapelul liturgic al lui Ștefan cel Mare, care e un dar al Franței readus României în 1917, se întoarce prima oară după 100 de ani la Paris în 1919, ea plecând spre România la sfârșitul războiului. Deci sunt elemente de relație diplomatică, de tradiție relațiilor dintre cele două state, dar și efectiv o expoziție de istoria artei și a tradiției ortodoxe fără precedent. Până când poate fi vizitată această expoziție? Ea începe în 16 aprilie și poate fi vizitată la Muzeul Louvre în secția de artă medievală în drum spre Gioconda până la sfârșitul lunii iulie. Foarte frumos, să invităm așadar pe toți cei care au posibilitatea să viziteze această expoziție spectaculoasă, într-adevăr. Să vorbim în sfârșit și despre etapa din România, sezonului România-Franța, care începe, cum spuneam, pe 18 aprilie. Care sunt principalele obiective, în primul rând, propuse în această etapă? Începe, aș spune, exploziv, pentru că sunt în 3 zile de programare, 18, 19 și 20 aprilie, cu toate domeniile. De la cinema, la arte vizuale, de la patrimoniu, la artă contemporană. Elementele principale se întâmplă pe axa Căii Victoriei, între marile muzee, între Muzeul Literaturii și Muzeul de Artă Contemporană, cu un focus la Muzeul Național de Artă a României, unde avem de asemenea o expoziție, și acoperim, iarăși, balem tot spectrul, de la artiști contemporani francezi, cum e Michael Zarca la MNAC, la artiști aș spune recuperați, pentru că e vorba de Eli Lothar, fiul lui Arghezi, care s-a consacrat ca fotograf și unul dintre creatorii viziunii moderne a cinematografului de artă documentar la Paris. Prea puțin cunoscut în România. Aproape necunoscut în România, e realmente un revoluționar al imaginii în sensul secolului 20. Dacă avem videoclipuri, în parte datorăm această viziune esteticii pe care a făcut-o el atunci când a filmat teatru și dans în Franța. Dacă avem o anumită viziune despre arhitectură și urbanism, proiectul lui legat de Aubervilliers și nașterea cartierelor muncitorești de acolo, iarăși e greu să expui în cuvinte. Mă bucur că colegii de la Muzeul Național al Literaturii Române, cei care propun împreună cu Centre Pompidou și Jeu de Pomme această lucrare la Muzeul Colecțiilor de Artă al MNR, au ales să, și nu e ușor și nu e puțin lucru nici ca efort financiar, nici ca muncă, să traducă catalogul care a însoțit o uriașă expoziție retrospectivă Eli Lothar făcută la Paris acum 2 ani în 2017 și care aduce nu doar imaginile, ci aduce și un excelent text critic despre opera și importanța și locul pe care îl ocupă Eli Lothar pentru a înțelege dimensiunea acestui mare artist. Vom avea în paralel o mică istorie tată-fiu, extrem de importantă pentru artiști, sigur, în care vorbim de relația între Arghezi și Eli Lothar, dar proiectele includ și o colecție de artă contemporană franceză propusă de colecția Societe Generale la MNR. Avem o expoziție de desene de presă propusă de Muzeul Național de Istorie a României împreună cu o fundație franceză. Există o expoziție Gerasim Luca, care e în oglindă cu ceea ce s-a întâmplat la Centre Pompidou la Paris în deschiderea sezonului România-Franța. Apoi există muzica actuală franceză în deschiderea Spotlight, cu o prezență de 10 artiști francezi, respectiv colaborări între tineri români, francezi și germani în cadrul Spotlight, Festivalul Luminilor, care l-are anul acesta pe Zuravic, directorul Fête de Lumière de Lyon ca director artistic invitat. Deci sunt de toate și terminăm în fiecare seară la Club Control cu DJ și grupuri franceze. Deci realmente toate categoriile de public mare au această lansare, au ceva cu siguranță. Această deschidere a sezonului. Deschidere. Și e doar deschidere. Dincolo de această deschidere, care nu va trece neobservată cu siguranță, mai ales în contextul în care va exista acest festival
Festival Internațional al Luminii. Aș vrea să punctăm pe scurt, atât cât ne permite timpul, principalele repere ale acestui sezon. Există o expoziție și un catalog, Genica Atanasiu, de asemenea. Este o încercare de a aduce în atenția publicului român personalități poate prea puțin cunoscute de publicul nostru, dar apreciate în spațiul francez. Așa și este și cazul acestei actrițe. Actriță, muză, azi am spune un influencer. Dacă gardul de incint al Muzeului Național de Artă va avea un număr de portrete de români și francezi care au făcut Franța, respectiv care au făcut România și care sunt nume cunoscute, marile personalități, încercăm în programarea sezonului să aducem Eli Lotar, Genica Atanasiu, nume mai ales de secol 20 și de a doua jumătate a secolului 20, care sunt puțin cunoscute în România. Care sunt în Franța considerate personalități ale epocii, nu totdeauna asociate României, pentru că ele au devenit atât de tare parte din trama culturală franceză, jucând vorbim de o actriță care a jucat în franceză, pe teatru francez. Deci, fără un interes biografic, puțin știu de istoria ei de teatru în România și așa mai departe. Există și povești fabuloase, cum e La Perle, puțin cunoscută, dar care a fost în România practic necunoscută, care a fost inspirația și muza lui Lartigue. Deci sunt o grămadă de asemenea povești care merită. Da, sigur că filmul nu poate lipsi dintr-un asemenea festival. Cinepolitica este conceptul propus de această dată. Cinepolitica este chiar în deschidere și este un festival care datează deja de ceva ani și care propune publicului românesc sau publicului bucureștean de orice fel dezbateri în jurul cinemaului cu tematică politică, fie documentar, fie film de lungmetraj, dar există în același timp festivalul de film de la Transilvania, de la Cluj. Există un festival de film francez care a fost special mutat anul acesta cu ajutorul Institutului Francez și merge în numai puțin de 13 orașe din țară într-o super ediție franceză. Apoi avem o caravană cu caravana Metropolis prin localități mici și mijlocii, orașele în care fie nu mai există cinema, fie acestea au fost închise și așa mai departe, și în care publicul va avea acces la o programare cu tentă și cu colorare franceză în cadrul sezonului. Da, cu siguranță vom vorbi despre toate aceste proiecte mai pe larg. Vor fi și proiecte educaționale, literatură și benzi desenate, arte vizuale, creație digitală, desigur. De la roboți la pictură clasică. Da, vom cunoaște și românii care au făcut Franța, dar și francezii care au făurit România și vă așteptăm să discutăm despre toate acestea la momentul potrivit. Așadar, până pe 22 iulie suntem invitați să uităm de clișeele referitoare la relațiile dintre Franța și România și să cunoaștem noi artiști, noi concepte și noi proiecte comune. Vă dorim mult succes în continuare și vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc. Limba română, frumusețea naturii și patrimoniul cultural al României, dar și tradițiile românești sunt promovate în Cehia de un ceh pasionat de România. Inginer și traducător autorizat, prim vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Mixtă Ceho-Română, David Bojetek a realizat a patra expoziție dedicată României în Cehia. Ce-l motivează și ce cuprinde expoziția aflăm chiar de la domnia sa. Bună seara! Bună seara, doamna. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. În primul rând dorim să cunoaștem povestea dumneavoastră de viață. Pe scurt, ce înseamnă România pentru dumneavoastră? România pentru mine și limba română și cultura românească înseamnă o mare pasiune, pentru că chiar din 1974, când am început studiile sale în România, chiar la anul pregătitor în Iași, am fost într-adevăr pasionat de limba română și de oamenii care au trăit și trăiau acolo pe vremea ce eram student anul pregătitor. Sunteți absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar și al Universității Politehnice din București. Din București, da. Ați locuit așadar o perioadă destul de lungă de timp în țara noastră. Da, 6 ani de zile am locuit acolo și în acest timp am încercat, pe lângă ce am studiat tehnologia chimică, am studiat și limba română și literatura română și
așa cum am spus, ca o pasiune. Și pentru ca să demonstrăm o dată în plus acest lucru, vă rog să ne spuneți ce a studiat fiul dumneavoastră. Fiul meu a studiat liceul franțuzesc la Olomouc, dar și el, pentru că am alcătuit, am scris un manual de limba română pentru universitate de aici, din Ostrava. El a fost primul prin care am încercat și mi-a spus: tată, mai pune asta, mai pune asta. Deci el, călătorind cu mine în România, a fost și el și este și el pasionat și vorbitor de limba română. A studiat și el așadar limba română. Locuiți acum la Ostrava, acolo unde, așa cum spuneam, promovați România. Ce v-a motivat să faceți acest lucru, să contribuiți în acest mod la apropierea dintre români și cehi? Drept să vă spun că prin anii 90 veneau foarte mulți români aici, călătorind prin Cehia, în Polonia, înspre vest, și câteodată, știți cum este în străinate, se întâmplă un accident și așa ceva, ce este ceva deosebit, și am sărit și eu în ajutor acestor oameni care au intrat într-o, să zicem, o mică chiar nenorocire sau într-un accident și a avut nevoie de ajutor, și atunci i-am ajutat și eu. Așa a început așadar activitatea dumneavoastră. Exact. În acest domeniu. Între timp sunteți autor al unui dicționar electronic ceh-român și român-ceh, dar și singurul autor al unui dicționar tehnic, juridic, dacă nu mă înșel. Da, pentru ca să se orienteze mai bine translatorii și traducătorii autorizați pentru limba română din Cehia, Slovacia și România, am cules, am și redactat și am lăsat să fie tipărit acest dicționar. Primul dicționar de specialitate pentru translatori juridici este de altfel apreciat și în România. Ați fost și dumneavoastră și sunteți apreciat atât în țară cât și în Cehia. Ați fost decorat de către președintele României, Traian Băsescu, în anul 2009 cu Ordinul Meritul Cultural, și vreau să ne spuneți ce a însemnat pentru dumneavoastră această recunoaștere. Pentru mine a însemnat o mare sprijin sufletesc, pentru că că este bine ceea ce fac eu pentru promovarea României și pentru ajutorul României să fie cunoscută în țara noastră ca o țară care este care are foarte multe lucruri care sunt frumoase, peisajul frumos, care merită să fie vizitată, nu să fie doar medializată într-un stil care, de exemplu, mie nu prea-mi place. Și am înțeles. A fost un sprijin foarte mare pentru mine, mai ales pentru lucrarea în continuare în acest domeniu de promovare a României. Probabil că de aici și dorința de a realiza și aceste expoziții, și vreau să vorbim despre expoziția pe care ați lansat-o recent la Ostrava. Cum se numește și ce cuprinde această expoziție? Această expoziție se numește Să veniți să cunoașteți România și este de fapt dedicată, sau am făcut-o cu prilejul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene. Și de asemenea că se face în toamnă 45 de ani de când am început să vorbesc românește. Deci la mulți ani și felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și a fost o deosebită plăcere că m-a găzduit tocmai școală unde 5 ani de zile am și predat. Este o școală de specialitate pe profil chimic, care și-a păstrat acest profil și până în prezent, și este o școală foarte frumoasă, foarte bine amenajată, și are o galerie care se numește Galerie Uhenicu și este gestionată de doamna Hablova, care este bibliotecară aici,
și de fapt se fac lunar niște expoziții pe diferite profiluri și de aceea eu am beneficiat de această ocazie și de această galerie și vin foarte mulți oameni să viziteze, mai ales în orele de după masă, dar iar în cursul zilei vin clasele întregi aici să vizioneze și eu le călăuzesc prin toată expoziția. Expoziție ce a fost apreciată, dacă am înțeles corect, și de doamna ambasador a României în Republica Cehă. Mi-a plăcut foarte mult și mi-a făcut o mare plăcere că doamna, de fapt, a subliniat importanța acestei expoziții în regiunea noastră, pentru că este, într-adevăr, ceva ce este deosebit. Așa mi scriu oamenii în Condica, care este pusă la dispoziție acolo, că este ceva ce este deosebit, o frumusețe și așa mai departe. Este ceva ce mă mângâie la inimă și la suflet. Înțeleg că această expoziție este foarte bogată în materiale autentice, care sunt la rândul lor apreciate de public. De unde provin aceste materiale? Eu, de fapt, știți cum, călătorind cu familia mea prin România, a fost foarte bune ocazii să vizitez foarte multe orașe și, în plus, am colectat foarte multe cărți. Chiar prezint acolo și primul dicționar ceh-român, român-ceh, care a apărut în 1925 și la fel și un manual de limba română, tot din același an. Ceea ce este un exponat foarte, foarte apreciat că am făcut rost de el. Vă felicităm încă o dată, vorbiți foarte frumos românește, știu că veniți destul de des în România, gătiți românește. În final, un singur lucru vreau să ne spuneți, cum îl cheamă pe câinele dumneavoastră? Câinele meu se numește Cuțu, că așa i-a dat Peter, fiul meu, așa l-a numit. Deci Cuțu se numește. Iată, până și câinele are legătură cu această pasiune și dragostea dumneavoastră pentru România. Încă o dată vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și vă așteptăm și în studioul nostru de la TVR Internațional, oricând, cu drag. Eu vă mulțumesc din suflet și pentru sprijinul dumneavoastră, pentru promovarea acestei expoziții și în România și printre colegii mei, foștii mei colegi de facultate. Și aș vrea să le transmit prin această ocazie multă sănătate, fericire în viață. Numai bine, la revedere! Numai bine, la revedere, mulțumesc! Despre succes, evoluție, dar și despre rolul eșecului în dezvoltarea personală discutăm în minutele următoare cu un invitat care a venit special de la Nürnberg pentru a ne ajuta să descoperim calea succesului în viață. Radu Corin Stan, bună seara! Bine ați venit la TVR Internațional! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și noi mulțumim, sunteți inginer și licențiat în psihologie, cel puțin așa am citit pe pagina dumneavoastră de Facebook, dar și voluntar la Centrul Cultural Româno-German Dumitru Prunariu din Nürnberg. Să cunoaștem pentru început povestea dumneavoastră de viață, de când locuiți în Germania și de ce ați ales să emigrați? În Germania locuiesc din 2009. Și datorită greutăților economice, să spunem așa, din România anilor 2007-2008, am ales la un moment dat să părăsesc țara. De ce ați ales Germania și cum v-ați adaptat acolo? Cât de dificil a fost? Am ales-o pentru că mama mea era deja acolo. Altfel nu cred că aș fi ales țara, pentru că, într-adevăr, limba, în momentul în care nu cunoști limba, reprezintă un obstacol, clar. Nu este cea mai simplă limbă, nu este cea mai ușoară limbă. Cum a fost realitatea acolo în Germania față de așteptările pe care le aveați de acasă? Ce a fost cel mai greu? Plecând în primul rând de la limbă, integrarea per total a fost cea mai dificilă etapă, ca să zic așa. Pentru că deși eram foarte bine pregătit profesional, necunoscând limba, a trebuit să parcurg pașii ca orice, nici nu știu cum să spun, ca orice om venit practic într-o țară cu o cultură diferită. Exact.
fără cu nicio... obiceiuri diferite și cu un sistem birocratic diferit. Tot cu siguranță. Da. Ați reușit, însă cam în cât timp într-un ați reușit final, să da. Vă integrați? Mi-a trebuit cam 5 ani ca să mă consider integrat și să consider că mă descurc bine și sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața mea. Dar în comunitatea românească de acolo, cum v-ați integrat? Cum i-ați cunoscut și ce influență au avut românii din Germania asupra adaptării, integrării dumneavoastră în comunitate? Și acesta a fost, din păcate, un pas destul de dificil, pentru că eu nu am stat în Nürnberg de la început, ci am stat în München. Pe vremea aceea nu exista niciun centru cultural la München. Comunitatea, nici la Nürnberg de altfel. La Nürnberg de altfel, foarte bine observat. Și oricum comunitatea românilor nu se localiza într-un anumit loc și era greu de găsit, nu puteai să-i găsești cum ar veni. Și datorită faptului acestuia nu pot să zic că am făcut prea mare parte din comunitatea românească în acești primi ani. Abia de 2 ani, să spunem, sunt activ în comunitatea românească și de data aceasta în zona unde locuiesc acum, adică în zona Nürnberg. Unde de altfel se află și cea mai mare centru. Comunitate românească din Germania, despre care colega mea Liliana Văduva a povestit recent în emisiunile realizate acolo. Dar de când ați început să fiți preocupat de metodele pentru atingerea succesului în viață? Cum foarte bine ați spus, eu sunt licențiat și în psihologie și în momentul în care am ajuns în Germania, datorită limbii, v-am spus, deja a trebuit să parcurg efectiv pașii de la munca de jos, cum se spune, până am putut să stăpânesc limba. Am ajuns cam după 3 ani să lucrez cât de cât în domeniul meu, pe partea ingineriei și după aceea, când totul decurgea bine, să zicem, din punct de vedere financiar și profesional, să spunem așa, ca să includem tot, și acasă totul era în regulă, aveam familie, aveam copil și așa, totuși ceva lipsea. Și atunci am început să mă întreb serios ce se întâmplă. Adică, normal, toată lumea spune că în momentul în care în viața ta există iubire, există sănătate și există bani, ar trebui să nu-ți lipsească nimic. Și totuși mie lipsea ceva și săpând mai adânc să văd despre ce este vorba, am început de fapt să caut mai multe detalii despre dezvoltarea personală în general. Deja făcusem, studiasem în facultate ceva. Ați studiat psihologia în România sau în Germania? Tot în România. Tot în România. Ambele facultăți le-am terminat în România. Am înțeles. Aveți acum un canal de YouTube, Succes la cerere, este ceea ce oferiți. Cui se adresează și cum a apărut această idee? Practic tuturor vorbitorilor de limbă română, deci nu trebuie neapărat să fie român, dar trebuie să înțeleagă limba română, pentru că videourile toate sunt în română. Iar ideea a apărut din dorința de a dărui. Deci, cum spuneam, căutând să mă descoper pe mine, să-mi dau seama ce lipsește în viața mea, am intrat foarte profund în acest domeniu dezvoltării personale și odată ajuns acolo, toată lumea practic spune același lucru, indiferent cât de cunoscuți sunt sau nu pe plan internațional, toți spun același lucru, spun că trebuie să contribui. Pentru o viață împlinită trebuie la rândul tău să contribui. Fiecare cum poate, fiecare cum înțelege acest lucru, dar trebuie făcut. Și eu mi-am pus această întrebare, cum aș putea să fac asta? Și prima idee care mi-a venit a fost efectiv să fac un astfel de curs, să dau mai departe informațiile pe care eu însumi le stăpâneam. Și de atunci am dar evoluat. Dar sunt foarte multe informații în acest domeniu, cel puțin de pe continentul american, vin foarte multe, sunt foarte mulți autori, mai noi sau mai vechi, care studiază această problemă. Cum i-ați triat, cum triați informațiile? Nici nu cred că ar fi bine să triem. Eu sunt de părere că fiecare dintre noi ar trebui să acumuleze cât mai mult și să vadă ce îi se aplică și cu ce poate lucra bine, efectiv, să meargă mai departe. Atunci vă întreb altfel, ce înseamnă succes în opinia dumneavoastră acum după ce ați studiat atât de mult acest domeniu? Pentru mine, strict, pentru că da, succesul sigur. E pentru fiecare altceva. Așa dar e. Pentru mine, strict, succesul înseamnă să ating cât mai multe persoane în mod pozitiv. Deci să reușesc să transmit genul ăsta de informații la cât mai multă lume și nu numai informațiile, ci efectiv să văd schimbare în viața oamenilor. Cine sunt cei care vi s-au adresat până acum? Aș putea să spun că toate categoriile sociale. Da. De exemplu, cursul care l-am acum în cadrul centrului, cum ați spus și dumneavoastră de centru,
Media de vârstă, să știți că încă nu am calculat-o, dar aș putea să vă spun că cea mai în vârstă persoană are 55 de ani și cea mai tânără persoană are 17 ani, face 18 ani. Foarte deci, practic, interesant. Pentru toată lumea. Da, pentru că am vorbit despre cărți și despre autori, majoritatea liderilor de opinie care au vorbit despre rețete ale succesului au subliniat importanța eșecului. Noi românii avem, în opinia dumneavoastră, cultura eșecului? Și da și nu. Din păcate noi ne ferim de el și este cam singura modalitate de creștere. Pentru că atunci când tot în jurul tău se întâmplă perfect, efectiv ești mulțumit și nu vei forța, nu te vei forța pe tine să crești, să depășești acel moment. Însă în momentul în care avem un așa zis eșec, nici măcar n-ar trebui numit așa, pentru că până nu avem un deznodământ ca să vedem către ce a condus acea problemă sau acel obstacol, nici măcar nu știm ce este. Dar, ca să-l numim totuși așa, dacă nu avem parte de aceste dificultăți, nu putem crește. Deci eu, personal, încurajez toți cursanții mei să privească eșecul ca pe o posibilitate de creștere, pentru că asta este. Asta este. Dumneavoastră, din experiența personală, v-ați raportat întotdeauna corect la eșec? Eu sper că da. Care ar fi cel mai mare? Este de pe vremea când încă eram în România și nu am reușit să intru la un liceu, la liceul la care doream eu. Deci am căzut, cum se spune, am picat la bac. Acela este un eșec. Iată, pe care ați reușit, să-l depășesc. Ați reușit să-l depășiți. Acum vă considerați un om de succes? Da. Da. Mă consider un om împlinit în primul rând. Felicitări și mult succes în continuare. Vreau să vorbim puțin, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, despre relația cu România. Sunteți de 10 ani în Germania, așa cum spuneați, v-ați integrat acolo, vă simțiți împlinit. Care este relația dumneavoastră cu țara de origine? Eu, prin ceea ce fac, nu mă voi desprinde niciodată de români. Pentru că am fost întrebat în repetate rânduri de ce nu vreau să fac același lucru în limba engleză, de exemplu, de ce nu vreau să fac în limba germană. Și motivul real pentru care nu vreau să fac lucrurile acestea, pentru că stăpânesc ambele limbi destul de bine, este România. Deci chiar vreau să-mi dedic experiența viitoare românilor și viața de acum înainte românilor. Deci niciodată nu mă voi dezlipi de România, indiferent unde să stau. Plus că plănuiesc să vin din ce în ce mai des aici. Dar relația dumneavoastră cu Centrul Cultural Română-German de la Nuremberg, care este și ce proiecte comune aveți? Proiectul comun principal este acest curs de dezvoltare personală, care este și gratuit în cadrul cursului. Foarte important de subliniat de azi. Este gratuit. Da? Și practic centrului îi datorez doamnei Ionelei Van Resota, îi datorez această, să zic așa, publicitate în cercul românilor din Nuremberg. Deci am o relație strânsă cu centrul și va rămâne așa, pentru că e frumos să dai înapoi odată ce primești. Da. Revenind la dezvoltarea personală și la crezul dumneavoastră, este important să ne stabilim obiective în opinia dumneavoastră? Absolut. Și este bine să le și scriem. Pentru că obiectivele sunt, practic, dacă este un obiectiv valoros pentru persoana respectivă, la un moment dat, noi nu trebuie să împingem ca să ajungem acolo, ci vom fi atrași de acel obiectiv dacă este destul de mare. Și să-l scriem este crucial, pentru că chiar aseară am fost întrebat de o persoană de ce trebuie să-l scrie. Mi-a spus, nu este de ajuns să-l am în minte. Am spus că nu, pentru că în momentul când îl scrii, vei fi tentat să îl corectezi până vei ajunge la o formă care să te mulțumească și pe care să o și memorezi de data asta. Pentru că altfel doar avem impresia că știm. Noi nu știm exact. Ne supraestimăm un pic când vine vorba de memoria noastră și de felul cum lucrează ea. Am înțeles. Și în final îmi permit să vă întreb care sunt primele 3 obiective personale pe care vi le-ați scris în propria agendă. Da, nu, am multe lucruri scrise aici, dar unul dintre obiective ar fi ca până la sfârșitul lunii viitoare să definitivez 3 module de studiu, adică eu lucrez în momentul acesta cu cursanții mei, de exemplu, de la Centrul Cultural, un pic global, un pic holistic, să-i spunem așa. Adică sunt toate temele care ar
s-ar putea aborda. Însă doresc să structurez asta în viitor și să mă axez pe sectorul financiar, sectorul emoțional, dragoste, cum am spus, și pe sectorul sănătății. Să fie un pic împărțite. Deci asta este un obiectiv. Vreau de asemenea ca până la sfârșitul anului să ajung să particip la o conferință aici în România pe genul ăsta de activitate și mai am personale. Asta, nu le mai menționăm acum. Sigur, vă mulțumim oricum foarte mult mulțumesc pentru că ați împărtășit cu noi toate aceste idei. Vă dorim mult succes în continuare și vă mai așteptăm la TVR Internațional. Mulțumesc frumos, cu cea mai mare plăcere. Mai bine. Numai bine. Florin Morariu, tânărul care s-a luptat cu teroriștii în timpul atacului de pe podul Londrei, a fost decorat de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru curajul de care a dat dovadă în timpul atentatului. El a devenit cunoscut după ce, în timpul atacului de la Borough Market, a înfruntat unul dintre teroriști. În noaptea de 3 spre 4 iunie 2017, trei indivizi au intrat cu o dubă închiriată în oameni pe podul Londrei, London Bridge. Apoi, înarmați cu cuțite, au început să atace trecătorii și pe cei din localurile de lângă pod. Florin Morariu l-a lovit pe unul dintre atacatori și l-a împiedicat să mai înjunghe alți oameni. Suntem în direct cu Florin Morariu, proaspăt decorat de regina Elisabeta a II-a. Bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Ați fost numit de presă eroul cu făcăleț. În noaptea atentatului lucrați, din câte mi-amintesc, într-o brutărie în zona London Bridge. Vă rog să ne povestiți, pe scurt, ce ați făcut în acea noapte? Lucram la o brutărie din centrul Londrei, în zona London Bridge. Lucram ca și brutar. În seara de 3-4 iunie 2017, eram la muncă, mă aflam la muncă, împreună cu mai mulți colegi de-ai mei de mai multe naționalități, când, uitându-mă spre geamul din ce dădea spre stradă, am văzut că se instalase un haos total. Atunci am întrebat un coleg croat ce se întâmplă afară. El mi-a spus că nu știe nici el. Am deschis un pic traparela de la ușa brutăriei. Am ieșit afară să văd ceea ce se întâmplă. Venise două femei de naționalitate brazilian. Și mi-a cerut să le dau voie să intre înăuntru. Le-am băgat înăuntru și le-am întrebat ce se întâmplă afară. Mi-a spus că este un atac terorist și că omoară oameni pe stradă. Am întrebat unde aici? Am întrebat, dar pe care sunt ăștia? Și a spus că nu știe, că sunt amestecat printre oameni. Atunci am ieșit din nou afară, colegii spuneau să mie, am luat de undeva din partea dreaptă două navete de plastic. Și m-am îndreptat spre ieșirea din piața Borough Market. Oamenii ieșeau, erau un pic tensionați, erau foarte tensionați. Eu am intrat în piață, undeva la vreo 20-30 de metri, nu știu sigur să estimez așa, corect. Am auzit un sunet în partea stângă, m-am întors, când acolo am văzut trei indivizi, mă lămura pe om. Am aruncat o navetă spre el. Aveam două navete de plastic luate din fața brutăriei. Le-am luat gândindu-mă că dacă va apărea în fața mea, să mă pot apăra. Da. Undeva în partea stângă am văzut cum îl jugheau pe acel cetățean. Am țipat, am fugit spre ei, am aruncat cu o navetă prima, nu l-am lovit. Cu a doua l-am lovit undeva în zona feței. După care a intervenit poliția și i-au omorât. După, da. Cred că ceea ce a punctat cel mai mult pentru britanici a fost că eu când m-am reîntors înapoi ajutând o persoană care era tăiată iarăși tot la fel pe un coridor, eu am apucat de a filma, mi-am deschis telefonul și am apucat să filmez un pic din tot ce era pe stradă, ce se întâmpla acolo. Am ajuns în fața brutăriei, am deschis traparela cea mare de la brutărie, deoarece celelalte restaurante își închisese ușe de tot în jur și oamenii nu aveau unde să se ducă și fugeau pe stradă, nu știau, era un haos total. Am deschis și am băgat acolo în interior. Și cred că asta sigur că acest lucru a fost foarte important pentru cei care au reușit să se salveze în felul acesta. De câți ani locuiați la Londra atunci? Nu locuiam de foarte mult timp, un an și jumătate locuiam. Da. Iată că acum ați fost decorat, cum spuneam, de regina Elisabeta a II-a și am înțeles că această medalie pentru curaj nu mai fusese acordată de 24 de ani, iar ceremonia s-a desfășurat în celebrul turn al Londrei.
Cum v-ați simțit și ce a însemnat pentru dumneavoastră această recunoaștere? Îmi dau seama că pentru mine a fost ceva foarte măreț, deoarece uneori am avut impresia că au uitat de mine și uitați că Casa Regală chiar nu a uitat de persoane. A fost foarte, foarte, foarte frumos, dar în același timp și foarte emoționant pentru mine, deoarece, vă dați seama, este o distincție care nu a fost acordată de 24-25 de ani și niciodată unui român. M-am simțit foarte, foarte important și foarte, foarte apreciat, chiar de englezi. Și uitați-vă că suntem într-un timp în care iarăși este un haos în Marea Britanie cu Brexit-ul și cu tot ceea ce se întâmplă. Dar credeți-mă, în timpul după ce s-a terminat ceremonia, am avut surpriza de a mă opri foarte mulți din englezii care erau în acea sală și să mă felicite și să spună că să rămân la ei, deoarece țara lor are nevoie de oameni ca noi. Felicitări! Dumneavoastră însă ați ales să vă întoarceți în România. De ce ați făcut această alegere? Am ales să mă întorc în România deoarece îmi doresc foarte mult să pot să reușesc să trăiesc aici, în țara mea, fiindcă cred că așa este corect. La fel cum cei 6 milioane de români care sunt plecați, cred că nu există unul care nu și-ar dori să trăiască în țara lui. Dar din cauza stării financiare și ceea ce se întâmplă în țara noastră, ajungem să plecăm din țara noastră și să muncim și să dăm plus valoare altor țări. Ceea ce este un mare păcat. Dumneavoastră ați trecut peste acest impas financiar sau pur și simplu ați înțeles că sunt alte lucruri mai importante care vă motivează să vă întoarceți acasă? Sincer, este o întrebare pe care cred că m-ați blocat un pic, dar am să vă răspund, fiindcă traiul nu este așa de bun, dar încerc să pot să le așez un pic, deoarece cred că țara noastră și cred că toți românii care sunt plecați, indiferent că acolo se duc și încearcă să-și îndeplinească visele, la fel cum am făcut și eu în 2016, nimeni nu pleacă din țară de bine. Toți plecăm fiindcă încercăm să ne realizăm un vis care aici în România nu am putut să-l realizăm. Vă dorim să îl realizați de acum înainte și vă mulțumim încă o dată pentru că ați contribuit la schimbarea percepției, imaginii României în lume. Vă dorim mult succes. Mulțumesc și multă sănătate. Numai bine! Doamne ajută, la revedere! Tot mai mulți copii români sunt atrași de robotică și reușesc să obțină rezultate remarcabile la concursurile naționale și internaționale de profil. Concursul național First Tech Challenge și-a desemnat recent câștigătorii care se pregătesc acum pentru competiția mondială de la Detroit. Am invitat una dintre echipele câștigătoare pentru a ne vorbi despre experiența, dar și despre obiectivele din acest sezon. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Bună seara! Așadar, Andrei Preda, Victor Suciu, Alex Turcanu, Radu Pogonariu și Eliza Constantinescu. Voi sunteți echipa liceului? Suntem echipa liceului teoretic internațional de informatică, ICHB, numită Quantum Robotics. Quantum Robotics, așa este. Felicitări, ați reușit să faceți multe lucruri frumoase și în acest sezon de concursuri. Ați reușit să vă calificați pentru al doilea an consecutiv la campionatul internațional de la Detroit, după o competiție care a durat 3 zile și a reunit peste 1500 de elevi, dacă am înțeles corect. Da? Victoria este de moment, experiența este pentru totdeauna. A fost mesajul pe care vi l-a transmis președintele concursului. Cum a fost experiența din acest an pentru voi? Te rog. A fost absolut incredibil pentru noi, pentru că pur și simplu am văzut cum a crescut nivelul României și este foarte impresionant. Noi am dat tot ce am avut din noi și pot să spun că s-a văzut, s-a pus foarte multă muncă în această echipă și chiar am fost impresionați să auzim propriul nostru motto rostit de președintele First pe scenă. Da, foarte frumos. Acesta este roboțelul cu care veți pleca la Detroit? Da. Poate arătăm și ce face el, cu ce ați câștigat acest concurs. Între timp, trebuie să spunem că au fost 4 echipe câștigătoare. Foarte interesant. Cât timp ați lucrat la realizarea acestui robot, Eliza? Păi, tema concursului este dată în septembrie și noi ne-am apucat de conceptul robotului în 3D, într-un program pe calculator. Robotul a fost tot gândit înainte pe calculator și după aceea ne-am apucat să-l asamblăm în realitate. Deci, cam din septembrie lucrăm la acest robot.
foarte, foarte frumos. Spuneam că sunteți una dintre cele patru echipe care vor participa la competiția de la Detroit, însă singura din București, de aceea v-am și invitat pe voi, dar vreau să-i felicităm și pe ceilalți câștigători. Ei sunt Robot XHD, echipa Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara, WhatsApp, echipa Colegiului Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung, Muscel, XEO, echipa Colegiului Național, Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Foarte frumos, așadar, iată că și elevii din alte școli din țară reușesc să obțină performanțe în acest domeniu. Voi aveți un portofoliu foarte bogat în premii și vă rog să le menționați pe cele mai importante din acest sezon. Te rog. Anul acesta am primit Inspire 3, unul dintre cele mai importante premii ale competiției, și premiul Think 1, bazat pe metoda de construcție a robotului și informațiile date în caietul tehnic. De asemenea, am fost în alianța câștigătoare, prima alegere din alianța câștigătoare, și în alianța câștigătoare de divizie. Dincolo de premii, ce câștigați din toate aceste competiții și din această pasiune? Ce credeți? Pentru noi, cred că pentru noi cel mai important este experiența. Noi ne unim foarte mult când lucrăm la acest proiect și a devenit practic un fel de mini-firmă. Pentru că noi avem copii de pe toate domeniile care au fost uniți sub această pasiune. Și faptul că puteți să colaborați și să lucrați în echipă, cred că este de asemenea un mare avantaj. Știu că în Coreea ați fost o echipă mult mai mare și ați reușit și acolo să obțineți un premiu important. În Coreea, alături de alte două echipe românești, am câștigat și competiția de acolo, o echipă românească fiind capitan și noi prima alegere. Dincolo de premiile în sine, ce simțiți că vă oferă aceste competiții? Ce câștigați din această pasiune a voastră? Pentru noi cel mai important lucru este munca în echipă și cum am dezvoltat noi. În principiu noi suntem împărțiți în mai multe departamente, hardware, 3D design, PR și programarea. Și pe noi cel mai mult, faptul că noi suntem uniți și comunicăm și colaborăm foarte bine între departamente, ne ajută să fim aici foarte bună în acesta. Și munca în echipă v-a adus un alt premiu important pe care vreau să-l menționăm. Este vorba despre premiul din Coreea, acolo unde ați colaborat cu mai multe echipe românești. Cum a fost? În Coreea a fost o experiență foarte interesantă, mai ales din prisma diferenței de cultură. Și iar în cadrul competiției am câștigat competiția alături de o altă echipă românească în alianță. Felicitări încă o dată. Știu că sunteți implicați și în multe activități de voluntariat. 4.000 de ore în 7 luni e mult? Am avut un număr de 88 de evenimente, în mare parte pe voluntariat. Am avut un eveniment în care am pregătit pachete de Crăciun pentru copii nevoiași și am petrecut nopțile acolo. Și am ajuns la peste 15.000 de copii în cazuri mai nefavorabile. E obositor? E ceea ce vă doriți? Reușiți să motivați și alți copii, Eliza, să se alăture cauzelor voastre? Noi am încercat să ne legăm cât mai mult cu comunitatea din afară concursului FIRST și cred că am reușit asta. Ne-am legat cu foarte mulți oameni și am arătat valorile FIRST în afară, în toată România. Ce vă propuneți pentru perioada următoare? Care sunt principalele obiective pentru acest sezon deocamdată? În America noi vrem să reprezentăm România cât mai bine posibil. O să dăm tot ce avem din noi. Suntem pregătiți atât pe partea tehnică cât și pe partea non-tehnică. Și o să fim cât mai apropiați de celelalte echipe românești care vin cu noi. Cu ce robot veți participa acolo? Cu același? Da, robotul din platou este robotul care o să ajungă și în America. Cum se intitulează acest robot și care vor fi probele, care vor fi provocările de la Detroit? Pentru tema de anul acesta trebuie să adunăm aceste minerale de pe jos, cuburi și bile, și să le plasăm într-un lander spațial aflat cam la 80 cm înălțime. Și dacă veți reuși să câștigați și acest concurs, ce urmează, ce vă doriți, care este visul vostru ca echipă? Planurile noastre de viitor sunt să continuăm să învățăm cu alte persoane despre robotică și să o ducem în cât mai multe școli. Asta, chiar asta încercăm și să ne facem acum, pentru că o parte din echipă va trebui să plece la facultate.
și încercăm să luăm membrii cât mai noi și să putem să învățăm cât mai multă lume. Noi vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit în studioul nostru și ne-ați făcut această demonstrație cu acest robot Campion. Îi dorim succes și de acum înainte și vouă și sperăm ca într-adevăr cât mai mulți copii să urmeze acest domeniu, să studieze robotica și să câștige, de ce nu, cât mai multe concursuri. Suntem mândri de voi și vă ținem pumnii. Mult succes! Mulțumim mult! Armonie, comunicare și pace cu 3,7 miliarde de femei din lume a fost titlul unei conferințe care a avut loc recent la București. Detalii în reportajul realizat de Lucian Băbeanu. O scurtă statistică istorică subliniază faptul că în ultimii 3500 de ani, Pământul nu s-a bucurat decât de 230 de ani de pace, o cifră care vorbește de la sine despre natura războinică a speciei umane și despre capacitatea distructivă a acesteia. Fie că a fost vorba de războaie de cucerire unor teritorii, de exterminarea uneia dintre tabere, de conflicte cu scop pur economic, politic sau pur și simplu din răzbunare, motivele care să justifice acțiunile militare nu au lipsit niciodată. Istoria omenirii ne arată însă că războaiele au fost duse majoritatea de bărbați, populația feminină care a alcătuit dintotdeauna mai mult de jumătate din numărul de locuitori al planetei, suferind din cauza lipsei de rațiune și a nebuniei celor care au pornit și dezvoltat conflictele militare. Mai multe asociații de promovare a păcii, ale căror membrii sunt femei, încearcă de mai mulți ani, printr-o activitate intensă, să sensibilizeze opinia publică pentru soluționarea și prevenirea pe cale pașnică a tuturor conflictelor de pe planetă. Pentru cel de-al 31-lea turneu al păcii după Asia și Oceania, Grupul Internațional de Femei pentru Pace a ales România. Alegerea nu este întâmplătoare, pentru că în această perioadă România deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Vizita a fost realizată pentru a crea o rețea de pace între femeile din țările membre ale Uniunii Europene. La conferința de pace pentru femei cu tema Armonie, comunicare și pace cu 3,7 miliarde de femei din lume, s-a discutat despre rolul femei în crearea păcii mondiale, direcțiile și soluțiile asupra calității vieții femeilor și despre garantarea drepturilor acestora. Tocmai am terminat conferința World Peace în România, care a avut loc la Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Peste 300 de invitați au venit să participe la această conferință internațională. Am discutat despre armonie, comunicare, pace pentru cele 3,7 miliarde de femei din lumea întreagă, iar viziunea noastră este să ne unim vocile pentru pace, astfel încât cele 3,7 miliarde de femei din toată lumea să devină un singur glas care să ne protejeze copiii într-o lume a păcii, iar generațiile viitoare să poată trăi într-o lume pașnică. Scopul acestei conferințe a fost de a discuta mijloacele practice prin care să putem să abordăm pacea în lume și de aceea am discutat ce trebuie să facem, astfel încât această inițiativă să devină o lege a păcii sub egida ONU. Au fost prezentate cele 10 articole și 38 de clauze ale Declarației de Pace și Încetarea Războiului, care a fost proclamată în 2016, sprijinită de mai multe organizații importante care activează pentru pace, cum ar fi World Peace sau Restoration of Light. Sunt foarte onorată că sunt astăzi aici. Am fost deja la summitul World Peace în Coreea de Sud și este ceva special că un astfel de eveniment să aibă loc aici, în Europa. A fost o conferință impresionantă, profund motivantă și abia aștept să mă întorc în Germania să prezint concluziile și să trecem la fapte. Avem nevoie de o lege internațională sub egida ONU, astfel încât să nu mai aibă loc războaie. Lansez un apel tuturor să sprijinim această inițiativă și vă mulțumesc că m-ați invitat. Președinta Grupului Internațional de Femei pentru Pace, Yoon Hyun Sok, a declarat că această conferință este una specială pentru că este primul eveniment oficial al organizației în România. Urmând poate exemplu familiei din care descindem, a brâncovenilor, vrem și noi să promovăm în România și în lume pe cât ne este
cu putință absolut tot ce s-a discutat în această conferință. Dorim să arătăm împreună cu partenerii și colaboratorii noștri că pacea se bazează pe educație, pe cultură și pe acceptarea unității în diversitate. Pentru implicarea în activități specifice susținerii păcii mondiale, a drepturilor omului și a libertății de exprimare, în cadrul evenimentului au fost acordate distincțiile de ambasador al păcii următoarelor persoane. Avocatei Carmen Nemes, reprezentant al asociației ANAIS, jurnalistei Alexandra Apostol, reprezentant al Universității Hyperion, jurnalistei ghaneze Neneh Bojak și activistei ruse Galina Poliokova. Astăzi este momentul în care, într-adevăr, am fost numit ambasador al păcii de către Organizația Internațională a Femeilor pentru Pace, lucru care mi-a făcut o deosebită plăcere și doresc să le mulțumesc pe această cale. Sper ca titlul pe care mi l-au acordat astăzi să fie unul pe care să-l merit în continuare și voi lucra în această direcție în următorul timp. Grupul Internațional de Femei pentru Pace este un ONG pentru susținerea păcii mondiale, înregistrat la ONU ECOSOC, ce conduce numeroase inițiative cu viziunea de a proteja viețile oamenilor de război și de a lăsa generațiilor viitoare ca moștenire o planetă a păcii împreună cu 3,7 miliarde de femei din lume. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să ne scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii. Fiți corespondenți TVR Internațional. La revedere!